Așadar, dragilor, continuăm lecția noastră. Lecția aceea pe care am pornit-o și lecția în care am tot... am început o operație cu fracții, nu? Și o problemă în care intervin fracțiile. Te rog, George, te o problemă pe care ai găsit-o tu și să fie una legătură cu fracții, da? Te rog. Da, am. Gata. După ce a parcurs 15-12 din lungimea unui drum. Deci, după ce a parcurs 5/12 din lungimea unui drum. Da. Un automobilist constată că a parcurs cu 90 de kilometri mai puțin decât 2/3 din drum. Deci după ce a parcurs 15/12 din lungime, da, virgulă, un automobilist, da, automobilist constată că, te rog să spui, constată că a parcurs cu 50 de kilometri mai puțin decât 2/3 din drum. Că a parcurs cu 90 mai puțin. Cu 90? Cu 90 mai puțin. 90 kilometri mai puțin. Mai puțin. Decât. Decât o treime din drum, nu? Cât e? 2/3. Decât 2/3. Două treimi din drum. Care este lungimea drumului? Care este lungimea drumului? Care este lungimea drumului? O să vedeți că o să mai am două probleme care nu le știu cu... fără fracții, cred. Eu am scris așa conținut în totalitate. Da, ca să ne fie mai ușor să nu mai recitim problema. Acum am nevoie de ajutor foarte, foarte repede. Deci el merge 15/12 din toată lungimea drumului. Da, deci nu știi cum să... Păi nu, nu am o idee. Asta este, mi se întâmplă foarte des asta. Păi, uite cum asta o culeg, nu știu ce lădă, mai țin adică minte? Cum? Nu mai țin minte, te rog. Păi, eu am notat. Da. Da. Și trebuie asta pun niște segmente, cât ați făcut. 1, 2, 3, 4, 7, imediat. Vezi? Da, da, da. Fata 12 segmente, zice, după ce a parcurs 15/12 din lungime. Ce înseamnă 15/12? Cum să pornesc problema, că nu mi-e clar. Păi cum ați făcut pe biciclist? Dar nu mai țin minte, nu am cum... Eu am aici. Te rog, tu ai, dar eu n-am înțeles. Scrieți 12 segmente. Deci pe iau un segment pe care să-l parte în 12, nu? Da. Că data trecută au fost două... 7, 2 pe 7. 2 pe 7. Și mi-am 7. Am împărțit în 7. Da, acum scrieți 2. Acum din cauza la 12 împărțim la 12. Vă scrie împărțit la 12 și cele 12 le împărțit la 5, am impresia. Nu știu. Deocamdată, George mai cercetează că trebuie să fie foarte clar. Bine. Deci, una, două... Da, fac așa. Una, două... Împărți egal, da? 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deci 12 segmente, nu 12 segmente am aici, toate de aceeași mărime. Deci faptul că a parcurs 5/12 înseamnă că din cele 12 luăm câte din ele?
Păi 5 luăm. Asta-i. Deci, el în loc să ne spună că a parcurs atât, spun 5, 12, din toată lungimea. Adică împărțim tot întregul în 12 și luăm 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vedeți că v-am ajutat? M-ai ajutat, sigur. Deci ăsta este 5 pe 12 pe care l-a parcurs. Da. Citim mai departe. Mai departe, lungimea unui drum, un automobilist constată că a parcurs cu 90 km mai puțin decât 2 pe 3 din drum. Deci ar mai avea nevoie de 90 de km ca să fie o treime. El constată că a parcurs cu 90 de km mai... O treime din 12 sunt 4 segmente, nu? Nu? Cum spui tu? O treime din 12 sunt 4 segmente, nu? Cum știu eu, nu? O treime din 12, că tu nu avem... 4 segmente! Și dacă 4, dacă a parcurs... El a parcurs, zice că a parcurs 5 segmente din 12 segmente. Păi, fii atent, m-a ajuns foarte tare, m-a ajuns teribil. Un segment este 90. Măi, tu ești prea iute și nu pot pătrunde. Deci, uitați care e chestia. Simi. Deci, am scris 12 segmente, da. Da? Da. 5 segmente a parcurs el, da? Da, până aici, da. Da, dacă a parcurs cu 90 de km decât 2 pe 3 din drum, adică o treime din drum. Și înseamnă 12 împărțit la 3, 4, da? Deci ca să faci o treime din drum, înseamnă 12 km împărțit la 3, înseamnă 4. Deci, practic o singură treime, înseamnă 4 segmente, da? Ai zis bine. Dar el a parcurs 5, zice. Și ca să ajungă la treime... Deci 90 de kilometri, el a zicea că a parcurs. Deci, citim cu atenție, citim de 10 ori dacă e nevoie. După ce a parcurs atâta, constată, deci începe problema, constată, constată că a parcurs... Deci a parcurs cu 90 de kilometri mai puțin decât două treimi. Deci ar mai avea de 90 de kilometri ca să fie două treimi. Deci ar mai trebui lui, după ce a parcurs asta, i-ar mai trebui 90 de kilometri, eu așa înțeleg. Deci n-a ajuns la două treimi. O treime înseamnă, așa cum ai spus tu, o treime înseamnă asta, că toate 12 împărțit la 3 înseamnă 4, și încă o altă treime, încă 4, Da, el a parcurs 5 secunde. Păi a parcurs asta. Dar acum, partea a doua începem la problema. Da. Deci, cei ce a parcurs, după ce a constatat, după ce a făcut drumul ăsta până aici, constată că a parcurs cu 90 de kilometri mai puțin decât două treimi din drum. Deci 90 înseamnă 5 segmente. Nu cred. Poate. Citim atent. 4 segmente. Nici vor. Nu aruncăm vorbile așa. Știi bine, trebuie să analizăm cu atenție. Deci după, citim. După ce a parcurs atâta. Da. După ce a parcurs atâta. Constată. De acum începe să realizează. Că a parcurs cu 90 de kilometri mai puțin decât două treimi. Dar unde înseamnă două treimi din drum? Unde înseamnă două treimi? O singură treime este asta. O a doua treime este până aici. Vrea să zică că mai are 90 de kilometri până ajunge la a doua treime. Asta e. Deci mare până aici, până la a doua treime, mare de parcurs 90 de kilometri. Adică bucata asta e de 90 de kilometri. Și 90 împărțit la 3 este... Că 90 de kilometri înseamnă 3 segmente, vedem noi. După aia aflăm cât e și aflăm tot. Fantastic! Extraordinar! Foarte mult m-a ajutat. Ne-am uitat la problema aceea. Păi asta, mă! Când facem o problemă, trebuie să rămânem cu ceva. Eu dacă n-am rămas cu nimic, eram în panică totală. Eu am rămas. Tu aveai că ai picaiet. Hai că ești șmecher aici. Da. Tu ai avut picaiet, dar că nu am scris nicăieri, eu am avut în film. Și filmul nu-l mai aveam acum. Da.
Dar dacă eu aș fi avut acasă chestia asta, puneam filmul, mă! Puneam filmul și ne vedeam problema asta. Iată că tu acasă când te afli, mâine, când, de mâine, de poimine, de când nu mai ești lângă prof online, tu ai șansa că îl ai pe prof online lângă tine. Da? O să facem un film în care să-ți arăt cum aduci pe prof online cu problemele din urmă. Că vezi tu pe care ți-l aveai ceva, dar nu aveai explicațiile. Asta e. Ai mai mult decât pe caietel. Vorbele mele, cuvintele, tot ce a însemnat. Și alea te ajută de 10 ori mai mult decât caietul. Nu. Pentru că ai povestea. Acum, ai înțeles foarte bine că ce înseamnă prof online, ce minune se întâmplă, ce șanse au cei care știu să ajungă la prof online și să vadă filmele. Cu o problemă din urmă poate să fie izvor de inspirație pentru problema care urmează. Asta e foarte tare. Eu cred că facem cel mai interesant film acum în seara asta. Așadar, el constată că are până acolo încă 90 de kilometri de parcurs. Și atunci, 90 de kilometri, 90 kilometri, este egal cu 3 segmente. Așa vine? 1, 2, 3 segmente. Da. Și atunci un singur segment va fi egal cu 90 împărțit la 3 și egal cu 30 km. Deci 30 de km înseamnă un singur segment. Da. Dacă un singur segment înseamnă 30 de km, imediat aflăm 12 ori 30, gata. Asta e, 12 ori. Deci distanța totală este egal cu 12 ori 30 km și va însemna 360 km. Termină problema. Imediat, imediat să termin și aici. Nu durează un telomor, că apucă am terminat câteva cuvinte. De câteva cuvinte. 300 Deci, uite cât de frumoasă e problema. Eu sunt așa fascinat de frumusețea problemei. Și zice așa, mă, merge 15-12 din toată lungimea. Și face un calcul, după ce merge 15-12, și constată că, de aici începe partea a doua probleme, constată că iar mai trebuie 90 de kilometri ca să ajungă până la 2/3. Deci cum traduc eu, îl strămăcesc. În loc ca a parcurs cu 90 de kilometri mai puțin decât 2/3, eu îl strămăcesc și spun iar mai trebuie 90 de kilometri ca să ajungă până la 2/3. Da. Foarte tare. Și atunci, am figurat ce înseamnă 15-12, adică tot întregul drumul, distanța e părțită în 12, da. Luăm 5 până aici, a parcurs, și până aici, până aici este cât a parcurs, nu? Până aici este cât a parcurs, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Și că iar mai trebuie 90 de km ca să completeze 2/3. Întrebarea este cât înseamnă 2/3? Tu aici ai fost tare de tot. 2/3 din distanța toată înseamnă că tot întregul se împarte în 3. Adică cele... 2/3 acolo. Da, 2/3 din drum. Da. Și toată distanța care a fost împărțită în 12, acum tu ai prins foarte bine. Înseamnă că pentru fiecare înseamnă, pentru fiecare 3 înseamnă câte 4. Da. Că 12 împărțit la 3 înseamnă 4, 4, 4. Da. Și atunci o singură treime înseamnă un grup de 4, 1, 2, 3, 4, cealaltă treime înseamnă 1, 2, 3, 4, cealaltă 1, 2, 3, 4. Da. Și aici sunt 2/3. Știi cum putem să facem ca să ne machinim cu calculele de jos? Putem 90 ori 4.
Adică 3 segmente ori 4, 12, adică... 90 ori? Ori 4. Dar de ce... Pentru că 30 de segmente înseamnă 90, ori 4, adică să facă... Sunt câte grupe de câte 3, nu? Da, asta vreau să zic. Da? Și deodată? Da, 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 tu aici, pentru prietenii noștri, da, ca ei să înțeleagă bine problema, înseamnă 3 segmente, înseamnă 90. Nu? M-am zis, 3 segmente înseamnă 90. Un singur segment înseamnă 90 împărțit la 3, 30. Da. E mulțit cu 30 cu 12 și le fac repede. Dar ai zis foarte tare problema. Deci mult mai repede ar fi însemnat așa. Dacă o grupă de 3 înseamnă 90, o altă grupă de 3, 90, câte grupe de 30 fac eu din... Câte grupe de 90 fac, sau câte grupe de 3 fac din cele 12? Câte 4 sunt? Da. Că 3 se cuprinde în 12 de 4 ori. Și 4 ori 9, 36. Deodată răspunsul. Foarte tare, George. Foarte tare, foarte repede de prins problema. Da? Da. Deci vezi, înseamnă experiența câștigată în urmă, îți oferă ție o șansă imensă ca să ataci următoarea problemă din pe altă poziție. Da, mă întreb un zic, păi dacă aș știu să fac de pe cealaltă, de ce nu aș știu să fac și pe asta? Pentru că așa mi se întâmplă mie. Ți-am mai povestit și altă dată. Cum am făcut odată o problemă, am trimis-o la Gazeta Matematică, să avea prin anii 80, problemă cu, de o frumusețe foarte mare, dovadă că mi-a și fost publicată, a fost pusă cu steluță, adică o problemă dificilă, și eu am pierdut rezolvarea. Deci a fost un moment de inspirație. Apropo de ce ai văzut astăzi după amiază. Tu ai sesizat că eu am momente de acestea de creație. Da. Când pot să fac lucruri nefăcute vreodată de cineva. Stupul ăla pe care l-ai văzut tu, biostupul, pe care l-ai pipăit astăzi, da, l-ai văzut cu ochișorii tăi, da, că e altceva decât orice ladă obișnuită. Da. Da? Ei, a fost un moment de inspirație și de acolo am tot lucrat ani de zile pe el, până l-am perfecționat la nivelul acesta. Constructorul meu a ascultat de toate indicațiile mele și am creat așa ceva care este unic în lume. E foarte important, da? Unic în lume. De ce vine treaba asta? M-ai întrebat de unde vine, cum se întâmplă? Păi cum se întâmplă? Pentru că eu tot timpul fac altceva. Și tot timpul mă gândesc la altă chestiune. Ceea ce a fost îmi oferă șansa să mai fac încă un pas. Așa? Că problema din urmă te întreb de ce n-am mai știut-o, fiindcă am mizat foarte tare pe tine. Deci eu am fost convins că tu mă poți ajuta. N-am mai făcut efortul Marx. Am zis, băi, tu trebuie să te discuți, să ai tu info. Inspirație, să zic așa. Da? Vedeți mai departe. Informații. Și informația din urmă te ajută să faci un pas mai departe. Da, foarte tare problema. Dar a fost și instructivă. Am înțeles foarte bine ce înseamnă să muncești cu răspundere, că experiența câștigată la o problemă anterioară este mană cerească. La următoarea etapă ți este de mare folos. Și prietene, nu aș vrea să știi asta. Da. Te rog, altă problemă. Da. Da. Mi-a asociat să puțin să gând. Bine. Zi, te rog. Trei frați au cules o ladă cu mere. Trei? Am, să zic așa, trei frați. Calculez puncte, una ladă cu mere. Da. Ca să-mi scriu toate cuvintele, da? Trei frați, o ladă cu mere. Bine. Cel care a cules unul pe trei din ladă, cel mare a cules unul pe trei din ladă. Deci primul culege o treime din ladă. Bun. Iar cel mijlociu 3 pe 6 din ladă. Deci, cel al doilea culege
3 pe 6 din ladă. Da. De câte kilograme de mere a cules fiecare dacă ladă în cap 72 de kilograme de mere? Despre al treilea nu spune nimic. Nu. Culege semn de întrebare. Dar ne întreabă autorul. Nu. Zice, cel mare culege, primul, cel mai mare culege, o treime. Cel mai mare, cel mare a cules 1 pe 3 din ladă, iar cel mijlociu 3 pe 6 din ladă. Câte kilograme? A, zis 3 fras la început. Păi da, mă, dar nu degeaba am dat autorul 3 fras, mă. Deci e că... De al treilea nu spune nimic, de-aia am pus eu semn de întrebare. Da, deci nu se știe. Câte kilograme? Eu când am citit-o, da, mi s-a părut destul de ușor, dar acum 3 frași, unul nu știe, dar și câteva foarte puține. Încep să fie lucrurile mai interesante, nu? Da, și în ladă, dacă în cap în ladă, 72 de kilograme. Deci, cantitatea. Care în cap în ladă, 72. Totală. Egală cu 72 kg. Dar e o chestie. Dar de unde știm că au cules? Poate au cules mai puțin. Nu? Nu, păi citește problema. Alave, ce o lave și prio ladă. Deci toată lada e total. Da, da. Nu a spus că o cules așa, te mirce. O cules o ladă plină. Păi eu și așa, așa. Trebuie doar să vedem deja că prin cel mare culvegi trebuie să facem grafica. Tot ne ajutăm de reprezentarea grafică, corect. Ce se zice din toată discuția noastră de când stăm împreună de vorbă? Foarte mult eu m-am ajutat de reprezentarea grafică. Da, dar și de tot felul să adaugi... Adaugi plusuri, da, chestii, șmecherii, toate. Dar am plecat cu reprezentarea grafică și pe m-am interpretat-o de fiecare dată. Da? De acord cu asta. Deci, hai să reprezentăm lada printr-un segment, ăsta, asta înseamnă lada. Deci, primul culege din tot întregul, 72, 3, da, deci 3. Adică cât 3. Culege? Culege 1 pe 3, adică o treime. N-am putea face? Păi ușor! Că știm să facem o treime dintr-un număr. Păi dacă aflăm 72 împărțit la 3 este egal cu 2. Deci asta înseamnă 1 pe 3 pentru primul. 1 pe 3 din 72 este egal cu 72, de fapt egal cu 72 împărțit la 3, mulțit cu 1. Egal cu 72 împărțit la 3 plus 1. Dar trebuie să scrii și tu, că nu o lași pe minimul acum. Da. 3. Și după aia, deci dacă am ajuns 1, și după aia trebuie să aflăm acum, trebuie să aflăm păi, imediat așa, cât a cules primul. Am aflat. 72 împărțit la 3 face cât? 72 împărțit la 3, îl văd pe mine. 3 în 7 de 2 ori. 6, 11, 24. 4, 24 plus 1. 25 de kilograme. Nu, ori 1. Ori 1. Deci ori 1 este, nu? E vorba de 72 împărțit la 3, ori 1. Așa e. Dumneavoastră a scris plus, știți? Am greșit. Și eu m-am luat după chestia. Da, și vin 24 ori 1 și egal cu 24. 24 kilograme cu lege prime. Primul. Așa. Cel de-al doilea culege? Păi, cel de-al doilea culege 3 pe 6, adică 6, 3... A, 3 pe 6 din ladă ce înseamnă? 6 treimi. 3 șesimi. 3 șesimi, da. Dar în loc de 3 pe 6, în loc de 3 pe 6, nu-ți place ție. Deci împărțim la 3, că e mai ușor. Așa, că ai învățat, nu-ți plac fracții de reductibile, ci cele ireductibile. Împărțim prin 3 și cât face aici? Păi, da, și din... 1, că 3 împărțit... Nu, mă, stai la secundă, cât face 3 pe 6. 3 împărțit la 3 face 1 și 3 împărțit la 6, 2. Da.
În loc să spun trăiește simt, de fapt o doime din ladă. Da. Deci al doilea, o doime din ladă. Da. O doime din ladă. Și cât are lada? Păi la are 72. Simplu. 72. Deci vine 1 pe 2 din 72 egal cu 36. 36 kg. Păi colegi, acum, ca să aflăm al doilea. Din 72 minus 24. Pentru al treilea e simplu, da? 72 minus, 30, minus 24 și minus 36 este egal cu 12 este egal. 12, da? Da. 12, mergem la ta. 12 kg. Și ce ne întreba problema? Să se arde cât culeg fiecare, nu? Da. Răspunsul? 24, 36 și 12. Te rog să vezi dacă adunate fac 72. Păi, da. Fac, sigur, că de aici când ai făcut 72 minus 24 minus 36. Am vrut să văd dacă asta a fost doar așa mai ușoară. Am rezolvat-o și eu doar mă întrebam, hai să văd dacă e bine cum am rezolvat-o. Vrei să vezi răspunsurile în manual? Da, cum vreau să văd. Că... Dar eu cred că sunt corecte după cum, adică... Nu-i altă variantă, nu-i posibil să fie greșit, n-avem cum. N-avem. Te rog să urmărește. Urmărești tu dacă ai răspunsurile. Sunt corecte. Corecte sunt. Da. Facem o treabă bună. Da. Mai să duci pe asta. Deci ar trebui doar ăla să vezi, să facem doar revizie, mi-am dat seama. Segmentul ăla l-am făcut degeaba. Degeaba. Deci nu ne trebuia. Da. Mai dai tare. Dar vrea să fac tot grafic. Bine. Facem grafic, nu? Da. Hai să le arătăm și prietenilor noștri, și grafic mergea foarte frumos. În loc de o treime este egal cu două șesimi. Dacă e bine sau nu. Da. Am mulțit cu doi. Da, și da. Este același lucru. Da. Lăsăm trei șesimi, lăsăm. Și povestea este că văzând că și primul seamă două șesimi și al doilea treabă trei șesimi, înseamnă că tot întregul îl împărțim în șase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici ne-am oprit. E bine? Da. Desenează și tu, te rog. Deci desenăm a doua variantă. A doua soluție, a doua variantă rapidă. E soluția 2. Grafic. Da. Și luăm, știi că asta e scutin. Să punem 72. Toată este 72. Da, 72. Și acum? Iar o singură șesime, ce se înseamnă? Iar o singură șesime înseamnă... O șesime, da? 72 împărțit la 6. Da, și ne dă... 12. Deci asta e 12, asta e 12, asta e 12. Asta e 12, asta e 12 și asta e 12. Fiecare e 12. Da. Primul culege cât? O treime sau două șesimi? Ori o treime, ori două șesimi. Dar pe aia se află după 12 ori. Deci ăsta primește, ăsta e primul. Culege 12 ori 2, 24. Da. Al doilea culege 3 șesimi. Al doilea culege 3 șesimi. Adică de 3 ori 12, 3 e 6. Iar al treilea este egal la 72 minus... Adică 12. Adică asta e următorul al treilea. Da. Să fii sănătos. 12. Dar nu e problema. Și grafic. Dacă e mai ușor grafic. Păi ce fain e, mă. Păi când ai atâtea posibilități să te descurci, ori așa, ori așa, alegi pe cea mai rapidă. Deci, aici miezul problemei grafic a fost să vedem o treime când înseamnă două șesimi. Ca să avem
peste tot cu același numitor. Deci și o trăimit ca două șesimi privit, îți dai seama că cu șesimea stai tu de vorbă, de aceea pe 72 l-am împărțit la 6, de 72 împărțit la 6 și face 12. Și atunci ai mers foarte repede. O, prima vrea două. Două șesimi. 24. Al doilea face 3. 36. Și eu mă rămas la al treilea. Simplu, simplu ca până ziua. Da. Îți place? Măi, metoda figurativă și la fracții este trăsnet. Da. Ce-mi place? O altă problemă. Acum nu e cu fracții, numai că este probleme cu date sau mărimi discrete. Doua. Nu știu ce înseamnă asta. Nici eu nu știu. Nu știți? Nu. Păi hai să o aflăm. Vedem. Deci am două probleme de aici. Rog. Și după aia eu nu mai am găsit probleme. În cazul meu. Compun eu, da? Da, sau mai ca 8 operare. Nu, compun-mă, că tu știi că mi-mi place foarte tare. Da. Când tu anunți că nu mai ai, să vezi câte probleme compun eu. Te rog. Da. Imediat. Sunt cineva. Sunt cineva. Mă sună pe mine? Da. Unde? Metoda cu grafica, cu... Nu se numește și metoda figurativă. Da, e una și aceeași. Ori grafic, ori figurativ. Sunt diferite. Hai, lasă-o încolo, mă. Am zis aici. Ei, deci. Uite-ți de o problemă. Într-o cutie se află pui și căței în total 9 capete și 26 de picioare. Făcă scărțe și că spui erau. Figurațele 9 vietăți prin ovale. Hai să începem. Deci, hai să începem cu problema care trebuie. O cantitate de roșii se așează în lădițe. Da? Nu știm care. O cantitate de roșii se așează în lădițe. Dacă se pun câte 3 kg într o lădiță, rămân... Deci, punem câte 3 kg în lădiță. În fiecare lădiță. Da. Dacă se pun câte 3 kg într o lădiță, rămân... Rămân... Imediat sunt de 52 de kilograme. Cum? Rămân 52 de kilograme. Rămân 52 kilograme. Rest, da? Da. Rămân. Iar dacă se așează câte 7 kilograme? Dacă se pune câte 7 kilograme în lădiță? Rămân 4 lădițe goale. Rămân 4 lădițe goale. Ce cantitate de roșii și câte lădițe erau? Da? Asta este ipoteza. Și în concluzie este așa. Ce cantitate de lădițe? Nu, ce cantitate de roșii? De roșii. Avem, da? Și câte lădițe avem? Deci, care e numărul de lădițe și câte kilograme de roșii avem? E,
ce număr de rădiți avem și câte kilograme. Da. Mă băgați în încurcătură sau nu? Mai băgat, da, de acord. Mă gândeam să-l aduc și pe Mihai. Poate are rămâne inspirații. Ce părere ai? Pe mine. Pe... Și pe Mihai. Da, și pe amândoi. Pe amândoi? Mă duc eu. Mai citim o dată să ne facem de baftă. Bine. E o chestie de asta, știi, de orgoliu. Dacă ne descurcăm noi. Da. Te rog. Îmi chemăm doar ca să vedem dacă ne descurcăm. Bun, după aceea îi chemăm. Dacă nu ne dăm seama. 3 kg în lădiți. Să citesc eu, deci că nu e. Nu ți-e clar, nu știi. Nu vreau să mă duc. O cantitate de rosul și așează în lădiță. Nu știu în câte și ce cantitate. Dacă se pun câte 3 kg într-o lădiță, da? Rămân 52 de kilograme, iar dacă se ajunge câte 7 kilograme, rămân 4 lădițe goale. Rămân ca la... e ca la metoda aia cu vile, situaia cu vile. Să fii ceva în legătură. Cu vile, nu știați că făceam maximul și... Băi, trebuie să fie acolo ceva. Dar să ne organizăm mintea să facem legătură cu problema aceea, că s-ar putea să avem șanse. Mai citim problema, să știi, încă o dată. Dacă punem câte 3, înseamnă că rămân 52 de kilograme deoparte. Dacă punem câte 7... Am impresia să știi cum ar putea să facem să scădem din 7 pe 3 de 4, da? Și 50, din 52 scădem pe 4, de 48, iar 48 îl împărțim la 4 și avem cât e o lădiță. Adică cât se pun într-o lădiță. Mai ușor, că nu te pot urmări. Deci iau mai ușor ca să mă pot și pe mine, da. Să mă ții aproape de tine. Da. Deci scădem din 7 pe 3 și ne dă 4 kg. Ah, vezi tu diferența? Da. Da? Și dacă scădem din 52 pe 4, ne dă 48. 52 pe 4? Ne dă 48. Deci scade pe 4, stai. Pentru că e diferența dintre ele, deoarece, să zic eu, 52 de kg rămân și dacă scădem... Nu știu cum să-i explic aici. Băi, trebuie să reușești. Pentru că 4 lădițe goale, deci dacă scădem din 7 pe 3 de 4 și scădem din 5 pe 4. Iar asta înseamnă că... Da, vreau să zic metoda mea cum aș face eu. Eu sunt de acord, te aștept, că eu vezi că sunt... Acum vreau să vă să testez, că nu sunt sigur că nu prea avem idei. Și eu... Nu prea am idee, așa este. Am o foaie aici, hai să-i aducem și pe ei, e prea frumoasă discuția noastră. Bine, duceți-vă. Nu, du-te tu. A, tu vrei să un pic să... Da, să analizezi tu, da. Să vii cu ideea. Hai să mă duc. Reluăm problema. Da. Trebuie să înțeleagă și Mișu, care vine cu forțe proaspete. Mai vin și... vine și Mimi buna voastră și mai ce mai vine, o să vedem noi aici. Dar trebuie să ne mobilizăm. Da. Are o idee frumoasă, dar nu știm să o valorificăm. Fii atent aici. Zice așa, dacă pun câte 3 kg de roșii în fiecare lădiță, câte lădițe, nu știu câte sunt. Am un număr de lădițe. Da. Știi, roșii se pun în lădițe, da? Da. Dacă le punem doar câte 3 kg, da. Am consumat toate lădițele, le-am consumat pe toate. Hai să ne închipuim așa, George. Una, două, și așa mai departe, lădițe. Multe.
Nu știu câte sunt. Habar n-am. Da. Dacă le pun câte 3 kg, 3, 3, sau mai departe, 3 kg, le pun pe toate 4, ultimele 4. Iar aici, încă 3 kg. Eu m-aș putea gândi că sunt cu tine. Atenție, George. Da. Tu, Mihai, 3 kg. Încă 3 kg. Da. Deci, punând noi în toate rădițele, nu știu numărul. Da, câte 3 kg de... Da, câte 3 kg. Prin puncte am înțeles multe rădițe care mai sunt în continuare. Punând noi câte 3 kg, se întâmplă că ne rămân aici deoparte 52 de kilograme. Kilograme deoparte. Nu mai avem lăzi. Da, nu mai avem. Și atunci hotărâm. Hai să punem câte 7 kg. Deci mai la cele 3 kg mai punem 4 kg, iar 4 kg. În total fac 7 acum. 7 kg. Eu cred că am făcut-o. Lasă să o înțelegi noi. Păi, Mihai, nu cred că o făcut-o. Noi abia o înțelegem. Am făcut jumătatea, am făcut câte rădițe sunt. Deci dacă mă duc acum la final, pot să și jur că sunt 20. Eu mai am un pic. Nu, am făcut câte rădițe. 4 kg. Vă spun? 4 kg. Eu vă spun. George, și până noi... Câte 4, câte 4, făcând în total 7. 7 kg. 7 kg. 7 kg. Și ia 7 kg. Constatăm că astea 4 rămas goale. Astea sunt goale. Da, să zicem. Goale. Așa zice problema. Da. Deci punând câte 7 kg, adică mai adăugând noi încă câte 4 kg la cele 3, constatăm că le-am consumat peste 52 și au rămas astea goale. Câte rădițe sunt și ce cantitate de roșii avem? Mai întâi trebuie să aflăm cantitatea. Nu știm. Totala roșii. Dar nu știm. Așa că o să luăm pe încercări. Acum? Zicem... 4 kg ori nu știu cât este egal cu 52 și calculăm. 4 kg ori cât e egal 52 de kilograme. Ah, băi, ce tare ești. Tu spui așa. Da, și ne gândim. Că pui câte 4, da, în care consum mai întâi pe astea 52 de kilograme plus. Da. Păi, tăi ești tare, mă. Deci tu spui așa, că mai întâi consum pe astea 50 de kilograme, 52 de kilograme, punem câte 4. Da. Spune-mă, dar câte lăs crezi că acoperi cu 52 de kilograme? Păi 52 împărți la 4, mă. Da, dar... Hai să da. Facem, 52. Împărți la 4 egal cu? 4 în 5 odată. Da. 1 ori 4, 4. 1, 2, 4 în 12, de 3 ori mă mai șmecher. 3 ori 4, 12. Da. Deci, practic, consumăm... Să punem 13. 13 ce? 13 kilograme. Nu, 13 plus 7. Nu e adevărat. Plus 7. Da. 13 lădițe, mă. Plus 7. Noi punem câte... V-ați dat seama, bravo, plus 7, se pune 7, plus 7 se pune, 20 de lădițe. Oprește-te că nu e adevărat. Păi, George, el nu urmărește ce facem noi, facem niște lucruri spectaculoase. Da. Deci pe 52 de kilograme, astea, George. Da. George, fii atent. Mihai. Ai salvat, Mihai, bine că vine la timp. Bă, ce m-aș fi făcut? Are luat problema. Deci, am o cantitate de roșii. Da? O cantitate de roșii. Nu știm câte roșii. Da. Nu știm câte kilograme. Și un număr de lădițe. Un număr. Da. Cât ori fi, nici ăla nu știu. Dar dacă pun câte 3 kg și am făcut lădițele. Una. Lădițele. Puncte lădițele.
Dacă pun câte 3 kg în fiecare lădiță, da. Deci dacă pun câte 3 kg, da. Rămân 52 de kg. Da. Și, tu, și dacă aș pune câte 7, adică dacă aș mai pune câte 4 la fiecare, da. Îmi rămân 4 goale. Da. Și atunci tu te-ai gândit, hai să le consum pe cele 52 mai întâi. Da. Și să văd la câte lădițe da. Le distribui pe cele 52. Da. Și cum la fiecare lădiță se pune câte 4 kg, cum la fiecare se pune câte 4, ai zis, hai să împărțim pe 52 la 4, ca să vedem câte grupe de câte 4 avem, 13, înseamnă că punem un 4 la prima, un 4 la al doilea, un 4 la al treia, și câți de-al de 4 am? Eu am făcut probleme. 13. Și atunci am completat 13 lădițe, 13 lădițe, deci deodată am consumat 13 lădițe cu 7 kg. Da. Sunt 13 lădițe cu 7 kg. Pentru că am consumat pe cele 52. Nu am făcut probleme. Lasă-mă cât să vezi că nu faci și noi. Băi, cum mai greu facem noi? Eu am făcut o... Dă-ne răspunsul. Noi facem o răspunsurile sunt 20 de lădițe. I-au zis 20 de lădițe. Da. Și 112 kilograme. După ce am făcut asta, m-am dus la sfârșit și asta erau. Te uitați la sfârșit și așa era. Am făcut așa și când m-am dus la sfârșit să văd, așa mi-a dat. George, ne descurcăm și noi. Da, vreau să văd cum faceți, sunt curios și eu am făcut altfel. Măi, am făcut așa. Până acum am făcut 13 lădițe, fiindcă am consumat pe cele 52 de kilograme. Da. Dar fiindcă rămân astea 4 goale, cât aveau fiecare între ele înainte? 3. Câte 3? Kilograme de roșii. Câte 3? Da. Cât înseamnă cantitatea asta de roșii care se adaugă la aici? Cât înseamnă cantitatea asta? 4 ori 3. 12. Da. Deci 12 kilograme în plus. Da? 12 kilograme în plus. Da. Cele 12 kilograme acum le împărțim în câte 4. Că noi adăugăm la fiecare la de câte 4. Da. Și 12 împărțit la 4 egal cu 3. Da. Adică încă 3 lădiții mai completăm noi din cele care aveau 3. Deci până aici câte au fost? Câte au fost? 13 lădiți. Da, 13 lădiți. Deci 13 lădiți le-am completat cu câte? Cu cine le-am completat noi? Cu? Cu 7, cu 4, deci am ajuns la 7 kg. Da. Și acum mai completăm încă 3. Și la 13 plus 3. 13 plus 3. Egal cu 16. 16. 13 plus 3 egal cu 16 lădițe. Lădițe de câte? De cine? De câte? 7 acum. De câte 7 kg de roșii. Că era 7 kg. 7 kg. Și acum, 16 lădițe plus 4 astea goale, 16 care le-am vrut câte 7? 20. 20, pare dreptate, mă. Dar acum trebuie să număm și kilogramele. Să vedem kilograme. Câte sunt lădițe? 16. 16. Ori 7. 16 ori 7. 7, ia zi-le. 16 ori 7. Le-l plinim noi, că dacă nu știți să explici... Poți ieși la tablă. Da, te scurt. Te scurt imediat. Da? George, tu, Mihai, ești tare. Da? 16 ori 7 este egal cu 16 ori 7, 42. 2 și 4. 7 ori 7 și 4, 11. 112. 112? Da. Kilogram. E corect. E corect. A făcut-o corect. Deci a făcut-o corect. Da. Câte lădițe v-a dat? 20, nu? 20 de lădițe. Și 12... Foarte. Avem 16 și cu 4 goale, 16 cu câte 7 kg, plus 4 goale, fac 20. Foarte asta bine. A fost judecata noastră, raționamentul tău, tu ai zis că ai făcut altfel. Te rog frumos, spune-ne. Metoda mea. Eu n-am făcut, trebuie să vă spun, deci cum ați aflat cele 20 de lădițe? Cum ați aflat? Nu spun că poate ne copiază. Sigur, tăcem. Bine, știți-ți! Eu vă dau
da, vă las să vedeți pe foaie că eu nu vă copiez. Nu, 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 dar spune tu cum ai aflat. Eu am aflat lădițele. Cum? Deci, uitați să puteți să găsesc aici operațiile. Da. Deci am făcut 52 împărțit la 4. Și 52 împărțit la 4 și noi am făcut așa. Da. 52 împărțit la 4 și noi dați 13. Să ziceți, vă pot arăta o preță sau nu, să nu mă crede. Eu nu copil. Da. Bun. Da. Și după aia m-am turnat la 13,7. Lădițe din alea. 7. Cum ai adunat 7? Care înseamnă 13? Și care 7? Aaa, și 7 și nu. Nu, 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 greșește. Îl rupem acum. Da, eu am făcut. Dar deși tu ai adus, deși, stai sigur că ai adus dat un 7, nu, nu înțeleg deloc. Cu un metod acolo. Care-i 7 acela? De unde 7? Aaa, și știu eu de ce. Știu eu de ce, că nu am zis fără 7. Păi, am făcut, și eu am făcut aia, dar la pe altă foaie. Și a trebuit, nu știu cum să vă explic, dar nu... Nu, dar vreau să-mi explici, nu discutăm. Nu, mă gândesc cum să vă explic. Dar suntem răi pe chestia asta. Deci, că ai dat un 7 până la 20, nu, că ai completat 20, nu. Vreau raționamentul, raționamentul corect. Cam ca al nostru, că nu l-a făcut. Nu cam ca al nostru, numai ca al nostru. Mm. Adică trebuie să fie justificat de ce. De ce a făcut, de ce a făcut. George, te trebuie să scot la tablă acum. Nu, George, Mihai, te scot la tablă. Mihai, te anunți că repetă-ți foarte bine, dați raționamentul, că ești aici și trebuie să știi perfect să justifici. Deci, după ce am consumat pe cele 52 de kilograme, da, repartizând câte 4, am constatat că sunt 13 lădițe. Asta am făcut și eu. Da. A, mi-a venit de iau pe o hârtie, scriu problema lumii și eu dau să vedem cum cât o rezolv. Nu ia! Tu acum că ești la tablă, băi, tu te așteaptă cel mai greu moment al vieții tale. Adică am discutat, acum trebuie să faci dovada că înțelegi problema. Că pe George ne-am prins. E descoperit. L-am prins în capcană. Da, e descoperit. Fii atent. Ce am făcut noi, Mihai, de a mai prins la 13 încă 3 lăzi? Pentru că noi avem 3 kg de roșii. Pentru că noi avem 3 kg de roșii. Înainte și am adăugat. Da, mă, deci am făcut 13. 13 sunt lădițe, nu? Da, deci am mai, la 13 am mai adăugat pe 3. Păi nu e relativ să adaugi la lădițe kilograme. Nu, nu. Păi că... sunt 13 lădițe și am mai făcut gros de 3 lădițe. Asta zic că cred că a zis kilograme. Nu e adevărat. Da, am mai câștigat 3 lădițe. Am zis din greșeală kilograme. Nu, nu, nu. După ce am adăugat 3 lădițe, nu știu de ce, când m-am adăugat la 16 și pe 4 goale. La 4 goale, da. Și am ajuns la 20. Un raționament foarte tare. Deci eu am ajuns la etapa când la 13 lădițe care erau toate cu 7 kg, a trebuit să mai pun încă 3 lădițe cu câte 7 kg. Da. Ca să ajung să spun că sunt 16 lădițe cu câte 16 lădițe cu câte 7 kg și pe urmă la cele 13 și cu 3, 16 pline cu 7, deci sunt pline cu 7, 16 lădițe, am mai adăugat 4 care sunt goale și am ajuns la 20. Tare de tot. Iar când să aflăm cantitatea de roșii, am mulțit pe 16 cu 7. Că eu le-am prins pe cele 16 care sunt cu 7. Am prins pe cele 16 care sunt cu 7. Și atunci l-am mulțit, mi-a dat 112. Da. Asta a fost motivul. De 16 sunt 5. Întrebarea este de ce mai adaug eu 3? La 13 am înțeles. Lădițe alea, da, deci ați văzut, da, m-am prins. De ce mai adaug eu 3? Să m-am gândit și pe la asta. Căutăm niște prieteni. Da, m-am gândit. Deci, dumneavoastră, la cele 16 vreți să vă cât încă 4, adică încă 7 kg, nu?
Deci am adunat încă 3 lădițe. Încă 4 lădițe. Pe lângă 3 kg de roșii înseamnă o lădiță, ca și cum. Deci 3 kg erau înainte. Da. Astea, ultimele patru lădițe erau în ele câte 3 kg. Da. Și ca să rămână goale, eu le-am mutat în față. Da. Deci după ce am mutat cele 52 de kilograme, care îmi rămăseseră, punând câte 4 la fiecare, și am pus un total de 13 echipe, 13 lăzi le-am ocupat eu cu cele 52 de kilograme, totuși, după aceea, am mai pus 3 lădițe. Și v-a dat 16 lădițe. E logic, 13, 16 lădițe cu 4 goale, 20, o bat cu oricine. Dar ăsta era fermentul sănătos. Dacă... După ați aflat... cele 18 kilograme... Ori, da. O să vă-și... Este foarte tare problema. Deci, eu îmi permis să fii filmat ce am gândit. Da. Da? Da. Stă în picioare. De ce am adunat eu pe 3 lădițe de câte 7? De unde a apărut ăsta 3 cu câte 7? După ce am consumat cele 52 de kilograme... Le-ați transformat în toate... M-am prins cum ați făcut. Cele 4 lădițe goale, în cele 4 lădițe goale ați pus... Cele care erau câte 3 kilograme, erau câte 3, înseamnă că golindu-le, am mai avut la dispoziție încă 12 kg. Da. Și cele 12 kg golindu-le ca să ajungă așa, da, trebuia să le pun în celelalte lădițe. Ele erau cu 3 și eu am mai pus încă 4, 4, 4. Câte grupe de câte 4 am putut să fac din cele 12 kg pe care le-am cules din lădițele goale? Acum sunt curios și eu. Kilogramele se pot afla și altfel? Cred că da, adică cum ar fi, nu știu, mă gândesc și eu așa, 20 ori 3 plus 56. Păi 20 după ce știi numărul lădiților. Da, zic așa dacă... Nu părăsești problema, fugim la altă parte, hai să ne grăbădim aici. Câte vreme n-avem numărul de lădițe? Da, chiar dacă știi 20... Dar de la aia cum să le știi? Deci trebuie să lămurim problema asta, adică dacă știi... Da. Dacă știi, este o problemă simplă. Ori 3, adică... Avem nevoie de ajutor. Suntem într-un moment greu. Avem nevoie. Adu forțe. Ești pe stradă. Strigă la vecini. Fă ceva, Mihai. Că ai stat aici și n-ai prins esența, Mihai. Și era cât pe ce să te scot la tablă. Păi ce ne facem noi? Mă gândesc dacă ar merge. Deci, hai, dacă îmi răspundeți la chestia asta, sunt cel mai fericit. Bine, de ce am mai adăugat eu 3? Merge! Mă gândesc că 3 kg reprezintă ca și cum o cutiuță. Bă, o cutie, că la început. Băi, în fiecare sunt câte 3. 3, 3, 3, 3. Da. Și ele trebuie să rămână goale. Da. Înseamnă că eu trebuie să le mut pe astea în ăla dinainte, da, care erau câte 3. Nu ghicești, trebuie să gândești, băi, băi, ești tare, da. Ce facem? Deci, știi ce i-ați propus ieri lui Mihai? Ieri lui Mihai? Da, deci dacă ghici, știi că alergați, trebuie să alergați pe afară. Da, alerg pe afară, da. O, îi propun și azi? Hai, Mihai, ești aici, vine. Deci, asta va fi cu momentul culminant al vieții noastre. Deci trebuie să iei zile astea. Să-l scoatem pe afară, pe seara asta. Îl filmăm, da? Da, și punem pe YouTube, pentru că asta chiar merită. O să primim mare. Uite, e bine. Ce ne facem? De ce am adăugat eu 3 lădițe aici? Mă gândesc. De ce?
sunt, au rămas 12 kg în plus. Nu. 52 de kilograme. Deci 12 kg apar în plus. Da, au rămas în plus. Și asta înseamnă că trebuie împărțit. 12 împărțit la 4, 3. Asta e. Asta da, e. Da! Excelent! Noi punem, da? Noi punem câte 4. Asta e. Deci 12 astea care trebuie să le am în, sunt în plus ca să le golesc. Și le împart la 4, că pun câte 4 la fiecare. Și atunci mai completez dintre cele care erau cu 3, încă 3 lăbiți, că 12 împărțit la 4 fac 3. Foarte tare! Și știți ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Nu înseamnă nimic. Că eu am avut răbdare, adică ce înseamnă? Vă scoateți afară. Asta. Dacă am avut atâta răbdare, nu luați în seamă. Chiar vreți să mă filmați în seara asta pe afară la rădăcină? Chiar vroiam. Îmi doream zis o suflet. Da, făceai tu. După George nu s-a pus. La George l-așteptam. Da. Deci pe George l-așteptam. Pe George l-așteptam. Că el a fost ca la șac. El simțeam că va veni cu problema. De aceea eu tot am tatunat. Și am așteptat răspunsurile și a fost foarte tare. Bă, deci, trebuia să subtesc. Deci, George, deci, acum ți-ai spus becin mai sus mie, da? Da, mi-a spus. Dar stai să spun un lucru. Chiar dacă spunea, împărțim la 4, tu nu înțelegeai de ce. Tu nu puteai să explici. Iată, el a spus așa. Ca să le golesc pe astea, trebuie să spun ce puteai acum. Ca să le golesc pe astea, înseamnă că puteam de la început la 52 să adaug pe cele 12. Asta era foarte tare. La 52 adăugam pe cele 12 care au rămas goale și făcea cât? 64 kg. Iar acum, acestea le socot că sunt în plus și aceste 64 le împart la toate celelalte și 64 împărțit la 4, că pun câte 4 ca să ajung la 7, egal. 4 în 6 odată, 1 ori 4, 4, 24, 4 în 24 e 6 ore. Deci atât că sunt 16 lăzi deodată mergea. 16 lăzi și cu 4 goale 20. Asta era foarte tare. Da, acum cam știm de unde 20, acum să trecem la ce vreau eu să trecem. Ai, gata, e banal aceea. Aici e miezul problem, până la 20. Păi ce am aflat 20, că 20 ori 3, da, plus 52, merge și așa. Păi merge, e banal. Ori 20, ori spui 16, ori 16, ori 7, ori zici 20, ori 3, plus 52, e același lucru. Da. N-am mai miezul problemei, George, aici a fost. Dacă tu spuneai, în clipa în care 4 sunt goale, le-am adăugat la 52, și pe cele 12, și fac 64 kg. Și acum împart pe 64 la 64 împart la cât? La 4. Și fac 16. Deodată spune, nu 13 plus 3, ce faceți voi pe bucățele? Eu spun, scurt, 16 deodată. Că eu am umblat la cele goale și la cantitatea de 52 care era de o parte, mai apun pun și pe cele 12 din lăzile pe care vreau să le fac goale și am 64, iar 64 împart la 4, cât eu trebuie să adaug câte 4 până ajungi la 7. Da. Și atunci 64 împărțit la 4 și fac 16. Deodată 16, nu 13 plus 3, e pe bucățele, mie îmi place. Eu, să știi un lucru, eu mă așteptam la acest raționament la tine. Deci eu am vrut când mi-ai spus că ai 20 de lăzi și ai răspunsul corect, însemna, zic, măi, s-a prins, mă, de chestia asta. E cea mai tare. Mi-am zis despre 10 kg în plus. De 12 la 52, 64, împărțeam la 4, 16 lăzi. Și cu 4 goale, 20 da, asta. Da, n-a scris băi, dacă de dădea, de, dădea asta, răspunsul ăsta era fantastic de fericit. Eu, dacă îl dădeam... Pentru că asta era miezul problem. Asta era miezul problem. Da, și... Golim pe ăsta, 4 care rămân. Dar nu n-a scris chestia asta cu 12 în plus? Păi asta era subînțeles, faptul că rămân goale. Era ascunsă ideea. Ce?
Ce tare! Da? Rămân goale, înseamnă la 52 să adaugă cele 12. Da. Și am 64 goale și împart la 4, când adaug 16 ies și cu 4 goale 20. Ține minte, ăsta este vârful de vârful, dacă vrei, a modului de a raționa foarte frumos. Da, dacă răspunde... Când tu mi-ai zis că 20, de asta mi-a fost teamă. Mi-a fost teamă în ghilele mele. Adică mi-a fost teamă că ai prins mezoprobleme. Și eu m-am căcuit aici cu George. Hai mă! Mihai! Cu Mihai, iartă-mă. Așa? Și am zis, acum, după ce am văzut 13, am împărțit plusul ăsta. Hai, George! Hai tu, Mihai! Să luăm pe ăsta 3-3-3-3, ca să fie goale, 12. Și ele 12, ce să facem? Le împărțim în continuare. Și câte grupe de câte 4? Încă 3. Și 13 plus 3 fac 16. Dar am făcut-o în două etape, știi? Dar deodată, cea mai tare era să adăugăm aceste 12 kg obținute din lăzile goale la 52 care erau în plus. E o experiență foarte frumoasă. Merită să ținem minte această problemă. Da, asta este ceva mai special. Uau, ce mi-a plăcut. Știi, nici nu vine să mă despart de problema asta. Așa de mult îmi place. M-am prins. Ce uite tare cum este. Probleme cu date sau mărimi discrete. 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 Deci astea sunt problemele așa? Discrete. Smecherie mare este. Deci dacă faci da, dar nu sunt multe, sunt câteva. Uite, mărimile se pot număra una câte una și pot fi puse în corespondență. Nu mă, nu pun în corespondență, eu fac... Poți figură mărimile prin simboluri. Uitați-vă bine ce ați făcut acolo. Da, a făcut simbolul și eu pe aici, nu? Da, asta este. Băi, vă ești deștept? Da. Foarte bine, vă deștept. Am gândesc că, apropo de treaba asta, că-s deștept. Mai am una. Când eram copil, tatăl meu la un moment dat pusese pariu pe mine. Și eu zis așa, am cel mai deștept băiat. Și spunea altuia. Și ala spunea, eu nu cred. Băi, spun drept, am cel mai deștept băiat. Și zice, nu cred, eram clasa 6. Și atunci, zice, eu îi dau o problemă lui. Și mi-a dat o problemă și fiindcă tata pariaseră pe mine, așa m-am concentrat de tare, cum ai fi tu la șah. Ca și cum a zice tata Radu, spune, la șah băiatul meu este foarte tare. Și spune, este cel mai tare. Este cel mai tare. Și acela spune, nu cred. Eu, bunul dacă spune, eu mă găsesc cu Radu, cu tatăl. Și spune Radu, eu, la șah băiatul meu te bate. Și eu zic, nu cred. Și hai să facem probă. Zic, hai. Și am făcut noi probă și m-am mai bătut de 3 ori consecutiv. Ți-mi minte asta, da. Eu nu uit asta. Nici. Te-am la inimă. Da? Adică te-am la inimă în ce sens? Mă bucur foarte tare. Sensul frumos. Și tatăl meu așa cum a zis. E cel mai deștept. Dă-i tu o problemă. Și tatăl meu ăla mi-a dat o problemă și eu m-am retras într-un colț așa și m-am concentrat foarte tare și am făcut problema. Și ăla a zis. Bă, ăsta e cu adevărat deștept. Așa și aici. Deci erați de 7-a. Nu, erați de 6-a și ce problemă? Și de ce nu v-a dat problema? Nu știu, problemă frumoasă. Cu două vase, unul de 5 litri și altul de 7 litri și din vârf. Haideți să o facem. Nu, dar nu amintesc, nu mai știu. Da. E, dai seama, nu știu. Dar era o problemă frumoasă, o țin. Așa și aici, George. Vreau să zic că tu, aici te așteptam eu, cu chestia asta, ca să vezi surplusul din cele 4 lăzi, pe care să-l adaugi la surplusul de 52, 64 și împărțit la 4, 16 kg. Degeaba, că n-am mai cum să explic. Da. Nu, că îmi zicea George și ce mai să explic. Zi altă problemă. Voi, păi tu știi ce m-a scaptat cu problemele astea. Da, eu mai am să câteva... fac o problemă grea care o de să nu știi mai am și s-ar întâmpla cel mai fericit lucru în viața mea. După aia nu mai. Nu, nimic. O să mai pot, dar nu... Dar știi că compunem noi. Da, știu. Știi că compunem. Pentru mine. Dacă avem timp, dar facem cu asta. Da. Și după aceea facem o pauză. Că azi e Sfântul Ioan, mă, ziua mea, mă. Da, știu. Și îți rog să beau și o cană de vin sau că și vorbesc cu voi aici, mă.
Dar poți să beau și o cană de vin și să-ți faci niște probleme, nu? Da, e cam... Cum? O să greșiți numele, o să scrieți... Bă, dar am băut 3 creme până acum. Și am greșit vreun pic? Bă, am un moment de inspirație foarte mare acum. Când bezi vin? Da. E mă, deci, râsul tău... Mi-a venit alucinații. Nu, am inspirație. Aveți alucinații?